S-a președinte. Hai, arată. Gata. Ești atunci pe mine, la mine încă nu s-a pus să bada gata. Dai, dai, dai. Se gata? Este. Aici a fost. Pa, 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 na. Când se bate inima. Ana. Tu câte teme ai făcut? Pe toate le-am făcut. Toate, toate? Numai că i-am spus că am făcut doar două, știi? Și ce a zis? Și a zis, păi eu n-am făcut niciuna, bă, apucă din el. Nici nu știu dacă să le fac sau nu. Uite, mă, câte, e 5 dimineața și oamenii că se joacă. Dar e full, simulation-ul nu-i full, bă, cade serverul ăla că sunt. Păi dar cu carantina asta. Opa, opa. Cu carantina asta, dracu, am făcut 1100 și ceva de ore pe Counter. Dar și eu m-am jucat, fac aproape 2000 de ore, dar m-am jucat ca disperat în continuu. Ce, n-am farmat, am jucat competitive. Bine, aveam, dacă, 4, aveam 400... Dacă vrei, mâine am un băiat, dar are nume Prime. Da, mă jucam, nu știu, eu nu mă interesează rank cu este un joc cu cine. Sau să jură de pe contul mic. Are non-prime, știi? Băiatul gen joacă bine, joacă bine băiatul. Gen, de la 480 de winneri, de când a început carantina până acum, acum fac aproape 600. Am 687 sau 88, ceva în genul. Pe aici trebuie să facem dreapta. Dreapta? Nu știu dacă te poți pe mine cu urbe. Aici, a dreapta? Da. Opa, hai că n-am luat la de asta. Eu genul asta pot să iau și cu 150 curba asta. Păi, am încetinit și tot, am pierdut controlul. Opa. Gen, mi-am mișurat pe eu la mouse. A, eu nu pot să-l schimb. A, nu. Și am auzit de la Rizzo, dar nu știu ce mod e. Nu mai țin minte. Mă fac și pute și tot. Știți că, dar... Dar știu, m-am auzit. O luăm pe ăsta din stânga, da? Da, tu stânga, eu drept. Ce scanie ți-ai făcut? Da, frumos? Mhm. Și gen, după facem poză. Facem poză. Ți arăt și scania mea. Dai DLC-ul, hai să văd diferit, nu? Tu vezi prin camion la mine. Eu văd așa. Am unele părți care nu mi le vezi. Am văzut camionul ăla cu MOV, cu albastru. Nu am să le iau. Bă, benzină mai am, mai am. Chiar aici e un beco. Abia aștept să se bage versiunea nouă. De Eurotrack. Să putem să dăm, da, să putem să dăm geamurile jos. A, da? Da. Păi, dar practic e geamul jos, ăsta cum spate capul pe geam. Da, dar după nu o să mai poți să mai îl dai. Uite, mai intrăm în ventilația. Trebuie să dăm geamul jos și după. Cât ai la urmă, Radu? Păi, am 157, că mi-ai făcut niște setări, eu apăs după vei și bubăie. Ți-am spus. Ăsta meu nu fuge că e greu, e tare. Păi, lasă, lasă. Eu gen scania asta îl folosesc pentru Tragsbook și de-astea. Că gen trage foarte bine. M-am mai lăsat din viteze să fii tu în fața mea, că tu conduci. Hai, te prinde din urmă. Hai să nu stai față. Pau, pau, până. Să ne băgăm șofer de tirar și ceva. Dar acum n-aș pe coronavirus ăsta. Să am circulat. A? Încă circulă? Nu, nu, nu. Nu circulă până pe... Până în iunie. Baru până în iulie. Da, tiriștii nu mai au curse. Nu mai au. Nu au voie să nu? Păi și orașele nu le mai alimentează nimeni. Că gen... Au marfă, măcar mâncare, știi? Astea de marfă... Da, au voie astea de marfă. Gen, astea de la Kaufland și de-astea. A, dar n-au voie alea de comerț cu haine, parfumuri, telefoanele, cupone. Nu, nu, nu.
La Novo e numai astea de cu produse agricole. Da, și se dezinfectează. Păi, îți dai seama, frate. E zi dreapta sau? Dreapta, dreapta. Opa, hai că te-ai dus și tu un pic. Am luat-o cam strâns. Asta e și mie chiar tare peisajul ăsta. Mama, niciodată mi-a dat iarma ca o față. A intrat puțin în fața mea, ce încât să nu văd și se dintr-o dată la o parte. L-am dus pe Macop aici, frate. Dar pula, el nu știu. Mamă, ia să mă uit de aici. Bă, ești nebun cât de frumos, da? Te duc din ce mai știu. Mamă, ești nebun cât de frumos. Eurotrack-ului. Și gândește-te că un joc atât uite-le. De vechi și uite-le în grafică în România. Da. Tu e în gură. Doamne, te știu ce peisaj mi-a dat. Asta e Elveția. Doamne. Uite-n stânga, uite-n stânga. Ți-ar place să trăiești aici? Da, normal. Și mie, frate, cel mai frumos peisaj ăsta din Europa. Hai să o lăsăm așa la 8 zi. Stai așa un pic că... Ăștia un pic că... Mă uitam mult și poate m-a făcut. Asta-i curba ghinionească a Vabis... a lui Vabis... Mafie. Păi, o puteți puțin aici, în spate. Mamă, ce frână ai pus, se vede pe toată strada, m-am dat și eu. Mi-am pus puțin bot. Fii atent, eram cu convoiul, făceam convoi cu... cu ăștia. Și era unii în spatele nostru, Vabis Mafia, știi? Toți din convoi i-a furat în șanță aici, s-au dus după pasarele astea de aici. Să mă deci, toți? După gardul, da, după gardul ăsta. Și tu, frate, deci oricum dacă nu se duceau contra șanță, oricum se răsunau. Da, au forțat prea mult, au forțat mult. Le fura remorca și că trase direct în șanță. Mamă, cât de mult îmi place Elveția. Mai de atrația asta. Pe asta nici nu ai cum să o invadezi, frate, gândește-te. Cum poți să cucerești Elveția? Ea de aia rămâne mereu neontră, că zici că e foarte greu de cucerit. Și nu se amintă să o cucești. Ah, dar mă, uite coloanele de la ei. Vezi? Păi și România e frumoasă, dar pe la porțile de fel. Eu am DLC-ul de România, ești mecherul de tot. Păi, nu mai deci poți să fac bani. Tu mai știi cumva? Ai mai băgat pe cifrări de astea? Nu, nu ai, n-ai voie. N-ai voie, nu? Corona masică. Vreau să-mi cumpăr și eu. Hai, vin astea. Mai băgam vreo 200 de euro Steam. De când am mai băgat banii Steam, m-am strâns 15 milioane, mă crezi? Mă crezi că mi-am strâns să-mi iau 2,80? Placa. Mă crezi cu da, cu corona asta mi-am strâns bani să-mi iau 2,80? Bă, ci că e... se dărâmă economia. Ai că te-ai făcut economie, stai că și eu m-ai speriat. Nu te speria, că eu genul duc la limită cu chestia asta. Și gen, eu nu mă răstor. Da, dar uite că e collision off și... Eu nu mă răstor, eu gen o țin așa în limitare și gen dacă dau să mă răstor, imediat am făcut o schemă ca să... Ai făcut, faci tu o schemă. Ce vorbim? A, de economie. Că se te strică economia, că... Bă, da, dar eu am făcut dracu bani să-mi iau 2,80. Super! Dar chiar m-a lovit ca bouă. Am pus gen space-ul și mi-a fugit în curmă. Ok, ceva aici a greșit, dacă nu mai apuzez. Prea apuzez de space-ul ăsta. Și merg prea repede pe aici. Că se strică economia, că nu știu ce, dar noi strângem la bani, e problemă. Eu nu știu dacă mai bag eu stream, cred că mi-aș băga sincer să-mi iau un calculator. Să strâng vreo 10 milioane, nu știu, văd pe viitor, dar până la vreo 2000 de euro. Dacă vrei să te joci 5M, GTA, CSGO, de astea așa, șmecher. Și să faci și live stream. Da, ia-ți de la stresul, 20 de milioane, 1050 de ai, 1000, i5, generația 8-a,
Și nu mai e treabă, tată, ăla te ține lep calculatorul. Până ce ai zis până acum, componentele astea le-am eu. Numai că eu n-am 1050, am 1050 Ti. Ăla-ți dă Ti dacă overclockat și asta e șmecher. Cam un prieten care a cumpărat un calculator de la stresor de vreo bine, da, da, 9 milioane sau 10. Și ce mă fi, păi duce Cantor în vreo 150 de FPS. Dar da, mi-a dus și ea plus crină de jură pe stres de măstos, mă-ți. Dar nu-i din cauza la stresul că și-a blue screen. E din cauza jocului. De la Cantor? Da, păi da. Să știi că și mie îmi dădea crash într-o perioadă. Păi și mie îmi dă crash, și mie îmi dă crash. Nu, da, când ăsta e no responding, efectiv disperă jocul de pe... Da, 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 și mie la fel. Pff, de la nou bot, de la Counter. De la nou update, nu? Nu update, dar ai făcut update pentru AMD. Nu-i pentru Intel, și de asta ne dă la ăștia cu Intel, le dă... Crash. Și gen acum bagă pentru Intel. Țărani. Și oricum... AMD-ul nu prea e la fel de folosit ca Intel-ul. Da, AMD-ul e prăjești mici pe el. Păi aia zic, sunt 5 ca noi, bă. Da, dacă vrei performanță în joc cu AMD-ul e peste măsură. AMD-ul dă performanță ca lumea. Da. Dar numai că... Păi, cred că și de aia sunt 5 așa de tare, nu? Mhm. Păi, gen... Dar nu sunt șanse mai mari să-l strici, gen să se topească? Nu, nu, e făcut pentru asta, e făcut. Păi, dar atunci cred că e bun AMD-ul. E bun, dar Ryzen 5. Avarie remorcă 9%, cât am arătat mă și pe asta? Gen, îi dau în limitare, vezi? Cum se duce remorca. Ia să o lasem mă pe liber. Ce de exact, dacă l-aș și la fel. Aici ne coborăm acum la vale, am urcat munții aici nebun și acum. Uite, știu ce serpentine sunt, vezi? Este că nu mai aduc și pe exact. Tu ai încercat 5M să te joci pe laptop? Da, dar era locuit. Înseamnă că din cauza serverului. Să știi că erau unele care mergeau bine și unele care erau locuite, nu-mi plăceau. Adică eu pe ăsta normal, pe GTA 5 am pe story mode, prin 230 de FPS-uri, pe online prin în jur de 70-60, știi că sunt multe chestii, sunt mulți player și cere mai multe resurse și pe 5 merge cel mai prost. Se mișcă și în 24 de FPS-uri, se mișcă infect, uneori, nu tot timpul. Prin oraș se mai pliciuiește mapa. Bine, ai, din cauza serverului, are mapping. Da, e din cauza serverului. M-am jucat Hub când am cumpărat laptopul, cred că anul trecut, l-am cumpărat în 2018. Mă rog, acum ceva ani. Ăsta e traseul care îl fac eu mereu în fiecare seară. Te relaxezi? Până la benzineria asta de aici. Da. Vrei să opriți luăm un Kinder Bueno? Ai, dar gen, întoarcem și urcăm după. Hai că e așa, hai să-ți cântă. Bă, ce mi-ai pus și mic ea? Dulcea, trebuie să-mi pun și de aia. Ție, cu dulcea? Da, și gen, în stânga să ne punem vest. Dulcea e tonai, mă? Alol? Este așa, bă, eu nu-ți văd asta din bord. Este așa, stai pe rău. Poți? Uite, gen, tu n-ai asta de vezi eu din apărătoarea aia din față, vezi unde am eu pe curi. Da, știi de ce? Ce? E buguit? Nu, apărătoarea aia care o ai tu în față? Da. Eu nu am, eu am una mică de desubt. E buguit, gen, dar nu-i buguit, da. Dar îți văd motorul, îți văd roți. Păi da, din cauza că am eu grilă, am altă grilă. Ce e grilă, mă, că n-ai nimic, e barier, cu alea, odita mai ca ora. Acum nu băgat eu bupeul de brânză. Am bubuit măcău. L-ai călcat pe măcău. Păi merge? Hai. Întoarce. Am noi cu altice, nu?
tot ce vrei. Hai de tu față. Uite, aștept. Bă, bă, bă. Face deja? Da, păi ne urcăm sus. Eu ăsta e traseul. De sus, de sus, de acolo ajung aici și mă întorc înapoi în Milano. Mergem înapoi la Milano? Da, mergem înapoi la Milano. Mai știi tu vreun traseu șmecher? Vrei să mergem pe traseu? Hai, câte ceas? 5 jumate. Bă, ăsta e traseul ăla și... Stai puțin să-l găsesc. Hai că te se întoarce, vină încoace, vină încoace. Hai că te se întoarce. Ofte băcuțele, mă lumacă. Hai, te iei după mine, da? Da. Întoarce-mă undeva. Dacă nu intram eu, ieșai de pe oră trag, nu? Eu mă putem să mă încolc. Cred că și la fel, dar te-am văzut înainte. Păi eu cam așa stau, gen mai stau. Ori mă stau la vorbă cu unii, ori mă pun și mă încolc. Stau, sau stau în pat și mi se vede Discord-ul vorbind. Get ready to turn left. Turn left. Ok, facem stânga. Hai că nu-s mult, 250 de kilometri. Hai că nu-i mult. Nu, ce fac repede, tu știi cum? Cam vreo două ore. Gen, în joc. Cum 3 ore în joc. E joi, e joi? E vineri. Vineri? Mm-hmm. What the fuck? Viața reală. De da, e vineri. Pe bune, mamă, i-am pierdut națiunea timpului. De azi am eu convoi pe Europa. Dacă mai puțin pe telefon. Da, mă, ești nebun, e vineri. Aoleo, azi, mamă, azi... ce înseamnă să conduci la volan? Să conduci la volan, la volan? Ce înseamnă să conduci la volan? Dat. Mă uitam pe telefon. Te uitai la Macau. Mă uitam la telefon și aveam viteză mare. Și te sună Macau. E, mai bine că n-a scăpat, poate ne trece aia de franceză. Nu cred că îi trece pe aia pe amarante. Nu cred. Bă, de toți mie dărme. Dar nu știu ce a avut Bobo atunci, că eu n-am nimic cu el. Ei, dar s-a enervat pe toți. E, așa mai face el, își revine el. Opa, uite aici, profesional, drive in Bucarest, 5 stăpâna până acum și 3 tufe. Ți-e dor? De cine ți-e cel mai mult dor la școală? Da tine. Băi, eu ți-o nimic, în afară de mine, așa colegi, cred că de amarande, nu? Nu, de buja. Da. Băi, idioților. Anticapaților, nu mă mai suport, mă. Fii tata la școală. Și bubă ca acolo. Și cu ce stă pale. Și acolo îi făceam suport moral. Îl susțineam pe bubă. Mama, ții minte ce timid era la început. Bă, dar cu nimeni nu vorbeai, mă. Bă, te-ai pus în prima bancă? Bună, eu sunt Ami, bună, e sărat. Dar pe moară cu tine mai am un prieten. Că gen, mai întâmplă dacă joc cant. Da, bă, da, mi-aduc aminte. Și era așa, gen, emoționat. Și când ai zis, joci Hunter? Băi, și ai făcut o față de-aia de copil de 12 ani când îi pică ceva schimb o fornă. Da, joc, tu joci. Știi cum a început cariera mea de gaming? Dacă îți spun cu ce joc, nu mă crezi. Cu Minecraft? Nu, Fortnite. Pe bune? Așa de târziu? Pe bune. Numai ce a apărut e Fortnite-ul, ce târziu? Prima când ai văzut gen, Fortnite, mami, când am văzut, Fortnite-ul, direct mi-am luat PC-ul. Și gata, mă apucam de Fortnite la nivel, na, bine, și acum știu să joc Fortnite. Da, s-a cam stricat Fortnite-ul, câte chestii a băgat în el. Bă, nu știu.
Roboții mi se par ok. Aia e cu plată. Asta e cu plată. Da, bat. A, eu am lire, lire. Am plătit 148 de lire. Deci tu în ce an te-ai apucat de gaming? În 2017 lor? Eu? Da, Fortnite din 2015 a apărut. Ce 2015, bă, băi, cred că 2016, nu 2015. Nu, 2015 era pre-release-ul 15 euro, eu am Fortnite cumpărat. Bune, mă, gen, de când eram beta de tot? Da, 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 de când eram beta de tot. De când era lumea un pătrat. Imens. Și ți-a picat un skin-uri de joci dinainte să apară sezoane. Da, am skin-uri gen. Ce știi cu ce joc am început eu cariera de gaming? 1.6 sau Sursu. Bravo, 1.6. Și la ce vreau să știi? 5 ani, cred. 6 ani. Aia am fost pe aproape. M-am jucat prima dată pe calculatorul, frate meu, aveam un laptop de la mic, 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 nu de la mare, mic, cum vă zici că era telefon cu taste? Păi și săracul cred că și acum mai merge. I-a pus, da, frate meu, fire la lipit, la psaru, s-a spart, la săracul. Fii atent. Mamă, dar mă duceam la calculatoarele din vest, nu știi că vest în calculatoare, nu ai fost niciodată. Nu, no, dar eu nu știu de mult, mă, în Tulcea. A, dar stai că tu ești în București. Eu în București aveam fix lângă mine sală de joc. A, acolo te jucai tu, a? Nu. Știi, te jucai dinainte. Fornetul. Aș doar de... Bă, ai zis de furai, mă. Fornetul nici nu avea voia cumpărat. Eu nu cumpărat. Așa stai fix. Da, și da. La nimic nu-i dau slash fix. La cât timp e slash fix-ul? Non-stop, cu arcade. Ce bune. Mam, dacă știam, dădeam de acum. Gen, eu așteptam să fac damage, făcuse deja 30. Și gen, l-aveam eu cumpărat pe Epic Games, știi? Mamă, dădeai de codat, stădeai atunci, mamă. Eram eu cu un prieten, cu un fost coleg de-a mea. Ce ne jucăm. Nu, no, mai sunt, nu m-am mai jucat cu ea din bucale. După ce am venit de la bucale, am venit la Nufărul. De la Nufărul la Tulcea. Eu nu știu, am un an și ceva la Tulcea. Bă, dar oare care să fie nou joc popular? Gen cum a fost Fortnite-ul? Valorant. A, de asta vreau să zic. Îți vezi să ne apucăm de el? Eu l-am și cumpărat deja. Ce l-a cumpărat, bă, că nici ne-a apărut, trebuie să-ți pice cheie. În vară. Păi, dar nu, dar cumva se deschide la toți. I-am atins să pică cheia doar la live streamări și te strâiți pe Twitch la ei. Vezi că pică cheia doar la câțiva norocoși. Adică i-a picat la vreo 20 de oameni care urmăreau un stream de 200 de mii de oameni. Adică... Deci... Păi și vezi să ne apucăm de el? Da, ceva gen Counter cu LOL, cu... Ceva, da, exact, e Counter... Și mie e rău. Vine cu League of Legends. Și cu puțin așa... La cea dreapta. Dreapta de tot? Da, dreapta, dreapta. Amanda Riffie, mă. Cine zis, mă, că nu știu scoană? Riff, frumos. Cred că mi-au ieșit capacele din roții. Acum am frică. Aici, lasă mai încec, aici este locul. Uite-te în față, bă, eu nu văd de parvizul. Ce ta, uite de-a din doi. Mamă, câte...
frate, peisajul ăsta. Pe cât o setăm? Hmm? Pe cât o setăm să meargă? Blan. Vreau să fac drifter. Păi să lăsăm 100%. Puterea maximă. Mamă, de acum am putut să ai văzut. Mă întâlni fiul nou. Auză. Trage și de mouse și de tastatură. Ok. Tu tragi de monitor? Să... De la mine... Am dat făcut driftul ăla, ești nebun, cu 150 la oră. Ai văzut, mă? Păi da, ăla face tot. Bine și bun, uite, în curba asta cântă, în curba asta cântă. Nu știu ce n-ai bagă, ce se-a întâmplat, că în corpul aia crezi că se desmembrează cântă mașina. Cântă! Bă, doamne, ce pula! Mergem pe două râți, măi. Mamă, te duce în prăpastie. Uite, la curba asta să cânti, da? Să cânti, cum adică? Do you want da? Aia cu Tokyo Drift. Da. And I wonder if you know how they live in Tokyo. If it's... Pane, aoleu, hop, hop. Spui de mă, cine dracu ești? Mergi pe pierde. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see me. Ce faci mă acolo jos? Da, tu ce mă zic? Aoleu, mamă, ce bucată în gură mi-a dat. Mamă, că mi-a spart. Mamă, știi cum e intrat piatra aia, mă? Vădeleu, vădeleu, drept în cap mi-a dat. Vădeleu, vădeleu. Hai. Hai să mai facem așa că am uzat. De 10 de 10 colegul ne-au dat sună pe aici. Si, 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 pronta, pronta. Uite ce face în dreapta. Ce dreapta, mă, unde iau pe munți? Uite la mine. Uite la mine. Zici cum mă simt cu căruța? Uite, mă, cu căruța. Vă dreapta aici. Vă treacă de margarita. M-a făcut, mă, iacuța. Că nu stăm. Am cumpărat de Valorant, bă, toți vor aminte. Da, l-am cumpărat, mă, dar gen nu-i pe regiunea mea. Și eu cumva vine, nu știu. Apucam în vară. Ai băgat babă? Apucam măicuța mea, mă. Cu copacii de la sfârșit. Dacă ia vădura, mai, mai. Piatra, bă. Mai, mai, aoleu. Hai, hai să lăsăm remorcii de spațiu de drift. Nu, mai mult că nu mai scăpăm de aici fără remorcii. Pune-o înapoi. E greu să le știți. Dau de parcurizi de mică. Chiatra, oi. Chiatra. M-a făcut mai mult. Dacă te vedea pe simulation, nu cred că-ți dă bani dacă e așa. Dacă mergi așa, dracu, nici nu poți să curtezi. Tu te răstori, păi dar tu n-ai experiență mai de țăran. Eu am fost dus de aceea la țară, tu știi cum tătea cu niște gropi să rămâți. Au de aici. M-a făcut? Eu am analif. Dar nu, eu gen cotez repede și-mi fuge curul la bucare. Punți, 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 punți. Tu știi cum e spate acolo, club? Să fie ăsta camion cu ouă. Fragile. Vezi cum se spune? Om, cât de mișto e. Și am like the person, like the... Clava asta. Hai de boss, că eu numai pe aici, hai iau-și de-o după mine, dacă poți. M-a făcut. Bă, dar zici că mergi cu căruța la Coruge, mă. La zerea. La Coruge. Mă fac cum o micuță. Aoleu, aoleu, ce bine a intrat în ochi. Dă-te că vin și după să cotez. Hai că aici e cu parapeți. Păi, păi, mâna ta, la sfârșit.
Mamă, do you wanna leave it? No! Y slash fix. Mamă, ești nebun. Mamă, ce este asta? Stai să ajung eu în fața ta. Stai, stai, stai. Do you wanna leave you know? But kiki tan tan kat 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 na na. Do you wanna leave you know? Cum era? I wonder if you know, but they think it okay. If you see me, I'll do a line. Dar ce nu-i dau să mă duc în parapet, știi? Că gen ca să pot să mă pun înapoi pe patru roți. Da, că gen eu pot să merg mult pe... Mamă, pe zăpadă tu știi cum faci cu drifturi cu mouse? Do you wanna leave you know? Bă, Radule. Hai ce ne-ntoarcem și stai în spatele meu. Să-mi fac drifturi așa. Hai să-mi iei de pe ciute aici. Referatul meu. Hai, ai întors? Eu mă întors mai în față. Gata? Dă-ți fix, dă-ți slash fix. Ah, în asta nu pot să fac nimic. Ba, ia? Nu, n-am demaraj. Gen, asta zici că-s de coroge. Coroge. A, gen, urcăm sus și dăm în gură. De sus în jos. Stai în spatele meu. Eu dăm din sus în jos. Unde ești, bă, că țineam în drift aici? Do you wanna leave you? Zici și lui Alex, de sus în jos sau copiezi. Și avanțezi ceva greșit și... Asta nu vreau să fac. Era plămit. Ce fac, mă, poschetare? Pe aici. Mamă, stai să iau niște mimuri să rezolvă. După ce ești pe rotul. Vreau să-și conduc pe și-un cantă după ce ești pe rotul. Vrei? Mergi de cantă? Fără mișto. Vrei să-și conduc? Găsești un intrând de să intri. Uite acolo în față stă de. Da, e la Corugia. Stânga, pe stânga. Aoleu. M-a făcut mai căcuța mea, mă. Am eu camionul și lăsat jos. Și cu sarea mea. La Corugia. Eu mă duc, mă. Întoarce-mă. Stai, mă, cum mă gestez așa de bine. E pula, a rămas suspendat. Cred că asta e cranga aia de mi-a dat-o mie. Opa. Ce vorbești, doamne, deja m-aș... Băi, asta te joci cu mine și cu Macau și cu încă doi. De Eurotrack? Uiți? Da. Așa? Ce mergem acolo la serpentinele alea care ți-am arătat pe mine? Și facem drift-uri toți. Hai, ia vine să vezi unde sunt. Da, bă, nu, că pupă tot. Băruță! Bă, tată! Hai, doar ce se întâmplă eu de înainte, înainte, spre mână? E pe corigența în franceză, nu eu dăm. Uite, da, mă. Gata, că ce-i cu pietre? Fii atent, ce mă face pe mine piatra, bă, bă, cam... A, m-a făcut piatra. M-a făcut piatra din ea. Curând. Ce trebuie să fac acum? Alte 4, mă. Alte 4. Alte 4, tati.